Mă bucur să vă văd, să vă revăd pe unii, să vă cunosc pe alții și sper ca Dumnezeu să ne fie alături în următoarele minute. Mulțumesc, Alexandra, ești foarte drăguță și cu inima deschisă. Atunci când m-a sunat Alexandra, am întrebat-o cum se numește tabăra. Și mi-a spus, nu avem un nume, dar avem o temă. Vrem să vorbim despre încheierea lucrării. Vrem să vorbim despre misiune. Așa că primul text la care mintea mea a fugit a fost cel de la care a început totul în domeniul misiunii. Sunt convins că îl cunoașteți bine și pe de rost unii dintre voi. Permiteți-mi să deschid Sfânta Scriptură acolo unde anticipați, la Matei, capitolul 28, și să citesc de aici, începând cu versetul 16, puțin înainte de acel pasaj pe care l-am memorat. Spune Biblia așa: cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Vă invit să intrăm și să luăm loc, cei care stăți acum în spate, și apoi continuăm. Dragii mei, este fenomenal ce găsesc aici în pasajul ăsta. Iisus Hristos era proaspăt înviat, a murit, a înviat. Trăirile pe care ucenicii lui și cei apropiați le-au avut în perioada aceea au fost, știți cum, la un moment dat ești în culmea disperării și apoi când vezi că totul se schimbă printr-o înviere, ești pe culmile fericirii. Nu le veneau să creadă că Iisus este viu. S-au bucurat din tot sufletul lor de contactul acesta cu Cel care este Dumnezeu. Practic, învierea lui Iisus Hristos a demonstrat pentru toată lumea implicată, pentru cei apropiați, că Iisus Hristos este într-adevăr cel care spune că este Mesia. Și Iisus Hristos le propune o întâlnire undeva la distanță pe munte. Se întâlnește cu ei acolo, ei călătoresc, dacă vă dați seama, între Galileea și Ierusalim era o distanță considerabilă, ca și cum v-aș spune, mergeți până la Târgu Mureș pe jos și ne vedem acolo. Iisus Hristos se întâlnește cu ei și le transmite unul din ultimele mesaje. Ei, ceea ce spune Iisus Hristos aici m-a fascinat. Pentru că înainte să le transmită tema de casă pentru întreaga lor existență, Iisus Hristos le spune așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Repet. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Imaginați-vă contactul de 3 ani și jumătate între Iisus și oamenii aceștia, ucenicii. Majoritatea tineri până în 30 de ani. Unii dintre ei la 16-17. Nu aveai cum să nu-L consideri pe Iisus Hristos, care avea în jur de 30 de ani, prietenul tău. Nu avea cum să nu se creeze o familiaritate. În momentul acesta, înainte ca Iisus Hristos să dispară dintre ei, să meargă la ceruri și să pornească o mișcare misionară, Iisus Hristos le spune cine este din nou și le zice așa: eu, Cel care am fost cu voi 3 ani și jumătate, sunt Cel care am, dacă vreți, la degetul meu mic, toată puterea în acest univers. Nu există o altă entitate, nu există o altă ființă mai puternică decât mine. Voi existați pentru că eu am zis să existați. Universul acesta pe care îl vedeți în jur există pentru că eu am decis să existe. Toată puterea mi-a fost dată, spune Iisus Hristos, în cer și pe pământ. Așa începe discursul lui care îi trimite la treabă.
Cu alte cuvinte, Iisus Hristos le spune: eu sunt cel care am creat planeta pe care stați. Eu sunt cel care am creat sistemul acesta solar, pus perfect, așezat perfect în așa fel încât voi să nu fiți prea aproape de soare, prea departe de soare, pentru a supraviețui, pentru a fi create condițiile pentru viață. Eu sunt cel care am creat Calea Lactee, galaxia în care noi suntem. Eu sunt cel care am creat miliarde de galaxii. Eu sunt cel care am creat universul. Eu sunt cel care am creat, dacă vreți, materia și antimateria. Eu sunt cel care am făcut găurile negre. Eu sunt cel care am făcut pulsarii. Eu sunt cel care am creat lumina și am dat o viteză fenomenală de 300.000 de kilometri pe secundă. Eu sunt cel care am făcut totul. Atât de mare este universul nostru, încât pentru a-l măsura, oamenii folosesc astăzi, după cum probabil bine știți, viteza luminii de 300.000 de kilometri pe secundă. Cu viteza aceasta ajung până la lună într-o 1,2 secunde, într-o secundă și un pic. 1 și suntem la lună. Cu viteza aceasta ajung până la soare în 8,2 minute. 8,2 minute, în medie, pentru că uneori suntem mai departe, alteori ne apropiem de soare. În 8 minute suntem la soare. Aceasta este viteza luminii. Cu alte cuvinte, dacă soarele ar înceta să mai ardă, peste 8 minute ar fi întuneric pe pământ. Timpul în care lumina parcurge această distanță. Deci în 8 minute am fi la soare. Știți în cât timp am fi la cea mai apropiată stea de noi, de sistemul nostru solar? În mai bine de 4 ani. Proxima Centauri este cea mai apropiată stea de sistemul nostru solar și este plasată de Dumnezeu la 4 ani lumină. Ar trebui să ai o navetă spațială, este imposibil să călătorești cu ceva construit de om cu viteza luminii, este imposibil. Dar dacă am avea acest vehicul, ne-ar lua 4 ani să ajungem la cea mai apropiată stea de noi. Suntem izolați aici, intenționat puși de Dumnezeu aici. Cea mai apropiată stea, doar în Calea Lactee, în galaxia noastră, sunt miliarde de stele. Și astronomii spun că sunt miliarde de galaxii, cu distanțe fenomenale între ele. Ei, acest Dumnezeu spune, Iisus Hristos spune, eu sunt cel care am creat tot ceea ce vedeți. Distanțele acestea intergalactice sunt făcute de mine, sunt la degetul meu mic. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Și eu sunt cel care îți spun, du-te, sau citând exact din Sfânta Scriptură, din versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Înainte ca să memorez acest text, trebuie să înțeleg cine este cel care mă trimite. Și știți de ce am început așa? Am început așa pentru că noi neoprotestanții de multe ori l-am transformat pe Iisus Hristos în, vorbind de relație personală cu Iisus, l-am transformat într-un prieten cu care, din cauza familiarității, uneori ajungem să ne permitem prea multe lucruri și să neglijăm latura transcendenței Lui, să neglijăm faptul că El este creatorul Universului. El este Dumnezeu. El este ființa esențială din universul acesta, din întreaga existență. El este cel care s-a întrupat și a murit pentru om. Și apoi a înviat. Și după ce a înviat a zis: oameni buni, duceți-vă și spuneți la toată lumea. Spuneți la toată lumea că există viață. După ce au auzit acest mesaj, ucenicii au pornit la lucru. A fost revărsarea Duhului Sfânt, știți, ziua cincizecimii, și nu la mult timp după aceasta, au înțeles că nu pot ține pentru ei lucrul ăsta. Și trebuie să spună. Și dintr-o dată, cei 11 ucenici rămași în viață s-au transformat din niște lași care pur și simplu au fugit
În momentul în care viața le-a fost pusă în pericol și Iisus Hristos a fost arestat, au fugit care încotro, s-au transformat în niște eroi dispuși să moară pentru o idee. Ce se întâmplase? L-au văzut înviat, au văzut demonstrația supremă că Iisus Hristos este Dumnezeu. L-au văzut sfidând legea gravitației în momentul în care dintre ei pur și simplu s-a ridicat la ceruri. Imaginați-vă să vedem aici în mijlocul nostru un om care sfidează gravitația și o ia în sus spre ceruri. Iisus a putut face asta pentru că El a scris matematica din spatele legii gravitației. El a scris formulele necesare care explică practic teoria relativității pe care noi o atribuim lui Einstein. Acest Iisus Hristos. Și după ce l-au văzut înviat și au înțeles cu adevărat că Iisus este Dumnezeu, acești 11 tineri temători se transformă în niște eroi ai credinței. Și încep să spună tuturor. Viziunea lor întâi a fost foarte îngustă. Au crezut că trebuie să facă lucrul acesta în Israel. Și istoria religiilor ne spune că până când nu au venit persecuțiile, marea masă de creștini, cu mici excepții, un exemplu fiind apostolul Pavel, marea masă de creștini nu a plecat din Ierusalim, nu a plecat din Iudeea sau Galileea, au rămas cramponați în Israel. Dar în momentul în care au început persecuțiile romanilor, mai întâi ale evreilor, au depășit granițele și apoi au început persecuțiile romanilor. Când romanii au început să-i persecute pe creștini, de fapt mai întâi pe evrei, n-au putut face diferența între creștini și evrei. Considerau creștinismul ca fiind o sectă a evreilor. Așa se explică că până la finalul secolului 1 apare în credința creștină, apar primele erori teologice, apar primele compromisuri. Noi ne place să spunem că începând cu secolul 4, Constantin cel Mare inserează duminica și am început să o sărbăm de atunci. Da, la nivel de imperiu, da, aveți dreptate. Dar la nivel de credință creștină, începând cu secolul 1, după ce ucenicii au murit, există mărturii ale părinților bisericești că au început să țină duminica. Știți de ce? Pentru că le-a fost mai ușor să scape de persecuțiile pornite împotriva creștinilor. Împotriva evreilor, de fapt, în prima fază. Pentru că creștinii erau considerați o sectă a evreilor și când evreii erau persecutați, nimeni nu putea face, niciun roman nu putea face diferența între ei. Așa că au început să-și afirme diferența. Unii dintre ei, fiind păgâni creștinați, care obișnuiau să se închine în ziua soarelui, închineau să se închine duminica, au început să schimbe ziua de închinare, încercând să scape de persecuții. Așa că, în ciuda avântului de prim secol, avânt fenomenal, care a făcut ca biserica să crească exponențial în prima sută de ani, apar primele erori, dragii mei. Apar primele compromisuri făcute de biserică. Sau de unii din biserică. Încerc să-mi imaginez. Haideți să încercăm împreună să ne imaginăm cum ar fi să îndeplinim această poruncă a lui Hristos în contextul unui împărat precum Nero sau Domitian de mai târziu, pe la finalul secolului 1. Aveai de ales, dacă erai creștin, aveai de ales să-ți păstrezi viața sau să-ți o pierzi. Dacă primeai o moarte prin faptul că nu renunțai la credința ta prin decapitare, erai considerat norocos, adică aveai parte de o moarte nobilă. De sabie nu mureau decât cei iubiți de împărat cumva, care și-au trădat maestrul. În schimb, nu trebuie să descriu ce înseamnă nu pierderea averii, care se întâmpla. Asta era nimic. Dar ce însemna o luptă în arenă cu animale flămânde, cu lei sau cu tigri? Dacă mă gândesc la Nero, la anii 50-60, mai ales după ce a dat foc Romei și a dat vina pe creștini, istoricii de secolul 1 spun că iluminatul stradal era făcut cu ruguri pe care ardeau creștini. O exagerare, evident, dar înțelegeți despre ce e vorba. De ce? Pentru că nu vrei să renunți la o idee fixă pe care o ai.
În contextul acesta, ai merge mai departe spunând cine e Hristos? Poate că am spune da. Știți că în urmă cu 70 de ani a fost un moment în care Biserica Adventistă din România a fost testată la capitolul ăsta. În 28 decembrie 1942 s-a dat un decret lege prin care au fost scoase de sub ocrotirea legii toate cultele neoprotestante. Au rămas reformații, ca biserica reformată a rămas biserică legală, catolică și ortodoxă. Atât. Restul au fost scoși în afara legii. În Dâmbovița, în satul Grozăvești, la o jumătate de an după ce se întâmplă ceea ce vă spun, a fost primarul împreună cu jandarmul, i-au chemat pe toți membrii Bisericii Adventiste la primărie, dându-le o foaie pe care scria: declar, subsemnatul, declar că renunț la credința adventistă și voi deveni membru al Bisericii Ortodoxe. A fost chemată toată biserica. După prima etapă de constrângeri, câți credeți că au renunțat la credință? Niciunul. Au mers toți acasă cu foaia, au mers la biserică, au făcut oră de rugăciune, s-au rugat și au fost hotărâți că nu cedează nimeni. După o săptămână, au fost chemați din nou la primărie și toate foile erau nesemnate. Admirabil. Acela a fost momentul în care a început tortura. Vorbim de România anului 1943, vara. Au fost legați de un butuc, un copac dărâmat la pământ, pe care erau legate niște belciuge, legați cu lanțuri, în așa fel încât să le pleznească, dacă vreți, pieptul, deci arcuiți pe spate, ca la crucificare, să nu poți respira. Martorii vremii spun că aceasta era o metodă de tortură folosită pentru a-i încuraja pe hoți să recunoască că au furat, că sunt vinovați. În 15 minute un hoț recunoștea și ce n-a făcut, dacă deveneai confortabil cu poziția, erai ajutat să ieși din starea de confort. Au fost legați pe rând toți cei din biserică. După o jumătate de oră mai erau legați doi. O fată, Ecaterina Lungu, avea 27 de ani, și prezbiterul bătrân al bisericii, care după ora a cedat și el. Era într-o stare de semiconștiență și a zis: dezlegați-mă că nu mai pot. A rămas o singură fată, Ecaterina, 27 de ani. Două ore au ținut-o, au dezlegat-o. Preotul, încântat de realizare, discută cu primarul și zice: pentru mine e suficient, o las jandarmului pe tânără să rezolve el problema cu ea, și pleacă. Avea o biserică întreagă desfințată în momentul acela. Jandarmul a rămas cu Ecaterina și au urmat alte 6 ore de chin. 6 ore în care a lovit-o, a încercat să oblige să sărute o icoană sau să semneze acea declarație cu degetul în cerneală. Majoritatea declarațiilor pe care le-am găsit sunt semnate cu degetul în cerneală, fiindcă nivelul de educație nu era suficient pentru ca oamenii să aibă o semnătură. Și a urmat 6 ore de chin în care a bătut-o cu acel baston de, într-un mod rușinos, cu acel baston de gumă, de cauciuc, și după 6 ore a încercat să o violeze. Acela a fost momentul în care fata a simțit vulnerabilitatea bărbatului, l-a împins, l-a bruscat și a fugit. Atunci a scris o declarație pe care o am acasă, am o copie a ei din Arhiva Națională Istorică Centrală. A rămas. Și-a povestit pățania. Dar ce m-a frapat a fost următorul lucru. Adventismul anilor 40 era fenomenal! Vorbim de înaintașii noștri în credință cu admirație de nedescris. Așa este? Nu știu dacă mai este în viață Ecaterina Lungu. Nu știu dacă mai este în viață. Vorbim cu admirație deosebită față de acea generație de oameni. Cum a fost adventismul odată, cât de credincioși erau. În momentul în care ei au fost testați, unul a rămas credincios. Unul dintr-o biserică. O fată dintr-o biserică. Începând de la clerici, da, la conduce, la comitetul bisericii, toți unul după altul
încercați fiind, au spus pas. Și acum revin la secolul 1. În anii 250 a venit un împărat crud, poate cel mai mare dușman al creștinilor, numele lui a fost Decius. Dumnezeu a îngăduit să persecute creștinii doar 2 ani, între 250 și 252. Dar în acești ani, sate întregi de creștini au fost eradicate. Total. Intra armata într-un sat care era de creștini și dacă întâmpinau refuzul renunțării la credință, de la cel mai mic, de la copilaș, până la cel mai în vârstă, el a trecut prin ascuțișul săbiei. Ei nu mai erau duși în arenă în perioada lui Decius. A fost o exterminare a creștinilor atunci. Dragii mei, cu toate astea, până la finalul secolului 4, creștinismul a crescut cu o rată fenomenală. Știți de ce? Pentru că tot timpul a existat câte o Ecaterina Lungu. În fiecare biserică a existat câte o Ecaterina Lungu care s-a ridicat pe picioare și a zis: "Over my dead body, mă omorâți, dar credința nu mi-o furați din suflet." Și de aceea Tertulian, părintele bisericesc, spune că cu cât persecuțiile erau mai drastice împotriva creștinilor, cu atât numărul lor creștea exponențial, fiind inspirați de cei care mureau pentru Hristos. Spune faimoasa, acum noi o numim Maximă, nu? Dar nu e Maximă. Sângele martirilor este sămânța Evangheliei, spunea Tertulian. Sângele martirilor este sămânța Evangheliei. Aș vrea să sar câteva secole și să ajung până la Biserica Adventistă. Suntem în secolul al XIX-lea și oamenii, unii dintre ei au uitat de promisiunea lui Iisus Hristos că va reveni. În acest context se naște o biserică. De fapt, se naște o mișcare înainte de a se naște o biserică. Se naște o mișcare care încearcă să motiveze lumea să se pregătească pentru revenirea lui Hristos. Dintr-o dată, analizând profețiile, oamenii își dau seama, începând cu William Miller, pe care îl știți, și urmașii lui, încep să-și dea seama că se apropie ceva. Că Biblia pe care el o cercetează vorbește de faptul că acest Dumnezeu urmează să vină și anumite calculele pe care el le-a făcut îl înspăimântă, pentru că îi transmit ideea că lucrul ăsta se va întâmpla foarte repede. Biserica aceasta, Biserica Adventistă de ziua șaptea, se naște într-un context foarte interesant și rostește, dacă vreți, prima solie îngerească care spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, într-un context în care oamenii au început să creeze un mod de gândire, o filozofie care să-L excludă pe Dumnezeu din ecuație. Suntem în plină, în secolul XVIII, suntem în plină creștere a raționalismului, care îți spune că nu există decât ceea ce mintea ta poate percepe. Iar dacă în mintea ta nu încape ideea unui Dumnezeu supranatural, înseamnă că nu există. Și raționalismul acesta s-a împânzit, filozofia raționalistă s-a împânzit în societate, până a ajuns la omul de rând, într-o așa măsură încât și cei credincioși și-au diluat credința. În secolul XVIII, fenomenul teologic în creștere exponențială era deismul, care recunoștea existența lui Dumnezeu, dar care afirma că acest Dumnezeu este totalmente neimplicat. William Miller a fost un mason deist înainte să devină adventist. William Miller. Miller nu credea că Dumnezeu, vorbesc de anii 1800, nu credea în urma analizei lui raționale, a fost educat ca un raționalist, nu credea că Dumnezeu intervine în istorie la nivel personal.
Nu credea într-un Dumnezeu implicat relațional cu oamenii. A zis, ok, n-am o altă premiză mai bună pentru începutul universului și pentru apariția omului, trebuie să cred într-un Dumnezeu, dar este imposibil ca acest Dumnezeu să fie implicat. Totul s-a schimbat în 1812, când a avut loc bătălia de la Plattsburgh. În momentul acela, el fiind implicat în armată, fiind în implicat cu arma în mână, vreau să spun, a conștientizat faptul că armata americană nu are nici o șansă împotriva armatei englezești, care avea experiență de luptă, americanii n-aveau, experiența lor era aproape de zero pe câmpul de bătaie. Armata engleză era de câteva ori mai numeroasă, mult mai bine dotată și mintea lui raționalistă îi spunea, nu avem nici o șansă. În momentul în care armata pentru care lupta și el a câștigat bătălia de la Plattsburgh și englezii au fost pus pe fugă, a spus, este imposibil să se întâmple așa ceva. Este prima dovadă, spune el, din viața mea, că există un Dumnezeu implicat. Dacă aici nu e degetul lui Dumnezeu, dacă aici nu e degetul lui Dumnezeu, lucrul ăsta nu se întâmplă. Asta a fost concluzia lui. Și elementul acesta pe care el l-a perceput a fi supranatural, i-a schimbat totalmente macazul. Așa a pus mâna pe Biblie și a descoperit ce a descoperit. După lucrul acesta, dragii mei, după cum bine știți, se naște o mișcare. O mișcare care capătă o amploare fenomenală. Se spune că în America activau 50.000 de vestitori de toate calibrele care au făcut ca să existe 1.100.000 de adventiști mileriți. În perioada aceea în Statele Unite se spunea că unul din șapte americani este în contact cu ideile milerite. Și am crede că lucrul ăsta s-a rezumat doar la Statele Unite, dar nu e așa. În Anglia, anilor 1840, 700 de preoți predicau că Iisus Hristos vine în anii 40. 700 de preoți. În 1843, în Germania, pietiștii din Lutz animaseră orașul cu vestea că Iisus vine în 1843. Iar preotul catolic, Georg Lenz, îi convinge pe enoriașii săi că Iisus vine atunci. În Olanda, directorul muzeului regal, Heinz Peter, doctor, a ținut între 34 și 43 20 de conferințe despre apropiata revenire a lui Hristos. Vorbim de Olanda, Europa. În Elveția, animatorul era calvinistul Gausen. N-au intrat în contact cu ai noștri. Zic ai noștri, da? Îi numesc ai noștri pe americani. În Rusia, propagatorii erau molocanii din nordul Caucazului, aveau același mesaj, fără să intre în contact cu William Miller și cu mileriții. Mai am câteva exemple, dar le las aici. Ideea este că în anii 40, mesajul că Iisus Hristos vine curând a fost transmis în țări din Africa, a fost în Australia, în Asia, în Europa și în America. În momentul în care au trăit, spunem noi acum, glorioasa dezamăgire, n-au mai rămas mulți. Au rămas 5-6 oameni într-un hambar, printre care și Ellen White. Și în urma statorniciei lor, și în urma procesării cu credință a dezamăgirii, ne-am născut noi. Dacă citiți mărturiile vremii și ziarele de atunci, era o batjocură, începând cu presa, până la ultimul vecin, ridicată împotriva adventiștilor. Mileriții își vânduseră casele, au lăsat porumbul pe câmp necules, nu au cules grâul, erau convinși că vine. Dezamăgirea a fost atât de cruntă, când în perioada aceea n-au îndrăznit să iasă din case. N-au mai ieșit din case. 5 oameni au mai crezut în mesajul cu care am început, transmis din generație în generație de Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici din toată Evanghelia. Și ușor, ușor, cercul lor a crescut. În momentul în care au reușit să recupereze câțiva mileriți, nu se punea încă problema de biserica adventistă de ziua șaptea, ci de un grup de rugăciune.
de o mișcare, dacă doriți. În momentul acela s-a strecurat din nou eroarea. Să știți că de câte ori omul vrea să se apropie de Dumnezeu și Duhul Dumnezeu lucrează și scoate oameni la suprafață, apar și erori teologice. Prima eroare de care s-au lovit adventiștii în anii 50 sau până în anii 50 a fost teoria ușii închise. Probabil că ați auzit de ea. Pur și simplu, ei au spus că mesajul a fost transmis despre venirea lui Hristos, am greșit noi undeva, vedem noi unde, dar cei care nu au primit mesajul până acum, cei care l-au refuzat, cei care ne-au batjocorit, nu mai au nicio șansă la mântuire. Așa că au stopat orice efort evanghelistic, mulțumindu-se cu rugăciunile lor într-o cămăruță. Dacă în contextul acesta nu exista Ellen White, probabil că istoria se încheia acolo, adventismului. Ellen White a avut un rol esențial în dezvoltarea conștiinței misionare a acestei biserici. Și viziunile pe care ea le-a primit au deschis o nouă perspectivă. În momentul în care ea a început să vorbească cu pionierii adventismului, a început să vorbească despre necesitatea unei reviste care să împânzească Statele Unite și să meargă și peste granițe, care să transmită mesajul Advent. Asta e viziunea de la Dorchester. În 1848 se întâmplă lucrul acesta, când îi cere soțul ei să scrie, să pornească o broșură pe care să o transmită peste tot. În momentul acela, oamenii au început să înțeleagă că acel mesaj spus de Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, și că eu nu voi veni până când Evanghelia asta nu ajunge până la marginea pământului, au început să o ia în serios cu ajutorul ei. Și au început să facă planuri. Dar din nou, viziunea lor a fost îngustă. S-a repetat ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim în primul secol. Știți că până să apară Pavel, ei au rămas cramponați în Israel. Exact așa au făcut adventiștii anilor 50. În prima fază, Uriah Smith, cel care a scris acea faimoasă interpretare a Apocalipsei, Daniel și Apocalipsa de Uriah Smith, poate că unii ați citit-o. Uriah Smith vine cu următoarea teorie și zice: America este o țară deosebită. Este formată din oameni veniți din toate popoarele. Așa că în momentul în care noi am transmis Evanghelia americanilor și am făcut-o foarte bine în perioada premergătoare anului 1844 și o facem și acum, în momentul în care vom atinge America, ne-am îndeplinit misiunea. Pentru că acest mesaj este cumva simbolic. Și dacă orice om, oameni din orice neam care stau în Statele Unite ale Americii vor auzi mesajul acesta, este suficient. Așa au crezut. Și așa au început să lucreze, au făcut planuri ca să cucerească America. Până când oamenii au realizat că mesajul transmis de această ființă fenomenală care este Iisus Hristos, cu care am început, mesajul acesta are o valabilitate pentru întregul pământ, universală dacă vreți. Universal într-un sens limitat. Când zic universal, mă refer la pământ, da? Are o valabilitate universală, dacă doriți. În momentul în care au început, în care au înțeles asta, s-a schimbat radical, radical strategia acestei biserici. În anul 1880, în 1864, Mihail Belina Cehovski pleacă în Italia și apoi în Elveția, ducând din Europa mesajul Advent. Nu că Iisus vine la 44, că am trecut de perioada asta, ci pur și simplu mesajul așa cum îl știm acum. Apoi, mai târziu, după ce intră într-o criză financiară, ajunge în România și îi datorăm multe acestui personaj care a avut pe suflet și România. Ajunge la Pitești și acolo apare familia Aslan, ca una din primele familii care lucrează pentru mesajul adventist, pentru mesajul advent. Mihail Belina Cehovski, țineți-l minte, e unul din pionierii adventismului e pionierul adventismului în România. Mai târziu, în 1874, sesiunea conferinței generale, acesta e cuvântul pe care îl căutam, în urma sesiunii conferinței generale din anul 1874, se decide ca John Andrews, despre care Ellen White spune că este cel mai educat dintre noi, este cel mai bun dintre noi,
Asta spunea Ellen White ca mărturie despre John Andrews. John Andrews este trimis în Europa și merge ca prim misionar oficial angajat al bisericii în 1874, ajunge în Europa, în Elveția și începe să lucreze pentru Elveția. În 77, John Matheson ajunge în Scandinavia și este cel care naște adventismul în Scandinavia. În 1800... între 85 și 87, de 2 ani, Ellen White vine și ea personal în Europa și se asigură că mișcarea aceasta pornește de la niște premize sănătoase. În 1890 existau misionari în 18 țări, Europa, Asia, Australia și Africa, misionari adventiști. Pentru că înțeleseseră în sfârșit că misiunea noastră este una globală, că trebuie să ajungem până la ultimul om. Ellen White îi îndemna pe tineri și aș vrea să vă citesc acum. Este un articol scris de ea în 10 decembrie 1871, atunci a avut o viziune, în urma căreia scrie următoarele cuvinte. Tinerii trebuie să se pregătească familiarizându-se cu alte limbi, pentru ca Dumnezeu să-i poată folosi ca mijloace de a le transmite altora din alte țări adevărul său mântuitor. Este nevoie de misionari care să meargă în alte țări pentru a predica adevărul într-o modalitate atentă și înțeleaptă. Și ea mai zicea ceva. Spunea că tinerii pregătiți de noi, scrie asta în Mărturii, volumul 9, la pagina 437, tinerii pregătiți de noi, spune ea, studenții de la Colegiul Battle Creek, trebuie să atingă un standard de cultură intelectuală și morală mai înalt decât se poate găsi în orice altă instituție de acest fel în țara noastră. Nu cu mediocritate. Nu, lasă că eu mă fac misionar, dar cu școala mai, o las mai jos. Viziunea ei de dezvoltare a acestei biserici se baza pe faptul că tinerii noștri vor străluci intelectual și acolo unde vor merge, vor face diferența. Asta le spune. Când am citit primul pasaj spunând că tinerii trebuie să se pregătească învățând alte limbi, poate că și sper ca în mințile unora dintre voi care au această chemare de a merge, de a depăși granicele acestei țări, să se nască această ambiție sfântă de a se dezvolta și de a ajuta alte popoare. Ne este teribil de greu. România se secularizează. România ajunge ca Europa Occidentală. Și suntem disperați pentru că nu găsim metode. Nu găsim metode să trezim biserica astăzi, dar cu atât mai puțin să găsim metode pentru a face față transmiterii Evangheliei într-un context, în contextul omului postmodern educat, care nu mai crede că Biblia e supranaturală. Nu mai poate merge bunica mea, cum a făcut toată viața, zicându-i vecinei, Lele Marie, să știi că Biblia zice să nu mai mânci porc. Nu cred! Ei, uite că scrie! Și văzând asta, zice, ok! Da, și în 3 luni era adventistă. Nu se mai poate. Nu mai poți spune omului, Biblia zice să ții sâmbăta. Și omul zice, nu cred, unde scrie? Ia uite! Și demonstrai și zicea, băi, incredibil, Biblia zice să ții sâmbăta. N-am știut! Se duce la preot și îl confruntă, bă, tu nu mi-ai zis asta! Nu mai există chestia asta. De ce? Pentru că omul postmodern educat nu mai crede în supranaturalitatea Bibliei. Îl iei de la minus 5. Nu de la 6 și îl duci la 9. Îl iei de la minus 5. Ai nevoie de ani de zile ca să-l ajuți să ajungă la concluzia că există supranatural. Sau că există supranatural în Biblie. Lumea s-a schimbat. Și în contextul acesta, dacă auzi cumva acea chemare a lui Dumnezeu, ai curaj să faci diferența. Unii dintre noi suntem chemați să facem diferența aici în societate, să fim altfel. Alții suntem chemați să depășim granițele, să învățăm limbi străine. Să mergem în țări în care Evanghelia poate fi răspândită astăzi și este bine primită precum pâinea caldă. Există astfel de țări. Adventismul crește fenomenal în emisfera sudică și în țările sărace. Și moare în Europa. Moare în Europa. Și vreau să închei spunându-vă, citindu-vă una din previziunile făcute de David Voas, profesor de științe sociale la ULC, Institute of Education. Este un titan intelectual. Spune așa.
Biserica va parcurge drumul secularizării până la capăt. Biserica nu va mai avea nicio relevanță pentru europeanul postmodern. Nu mai e nicio cale de întoarcere pentru creștinismul european. Asta afirmă el. Dezintegrarea valorilor creștine va merge până la capăt. Asta spune. Nu crede că Biserica creștină europeană mai are resurse să scoată din nou valorile la suprafață. Va ajunge secularismul până la capăt și între noi? Să știți că de noi depinde dacă ne păstrăm sau nu valorile. Dacă avem curaj să le afirmăm. Nu știu ce aș face dacă aș trăi ce au trăit creștinii în timpul lui Domitian, Decius sau Dioclețian. Chiar nu știu. În 42, în timpul mareșalului Antonescu, toți din Biserica Grozăvești au afirmat că ei vor rămâne credincioși. Până au fost testați. Nu știu cum am reacționat noi dacă am fi cu adevărat testați. Nu știu cum am reacționat. Dar știu un lucru. Mesajul pe care Iisus Hristos l-a transmis înainte să se ridice la ceruri este cel care îmi poate da sens vieții. Este cel care mă poate transforma practicându-l. Este cel care poate schimba viața celor din jurul meu. Și este singurul care mă poate, da, prin practicarea lui, pregăti să fac față unor situații de criză. Noi trăim într-un confort absolut astăzi. Avem un român din pătura de mijloc, are mult mai mult decât avea regele Franței în secolul XIII. Nu mă refer la bucăți de aur, că n-ai ce face cu ele, la lingouri, nu mănânci cu ele. Vă refer la confort. Confortul în care trăim este fenomenal, libertatea pe care o avem este nemai întâlnită în istorie. Și lucrul ăsta ne transformă. E bine că le avem, dar din păcate ne face să lăsăm garda jos și ne face să uităm cine suntem și de ce suntem aici. Și ne face să uităm care este misiunea noastră. Dragi, am vrut să spun tineri, sunteți tineri și tineri mai cu experiență aici în sală, în cort. Dragi tineri și tineri cu experiență, nu uitați că cel care ne-a trimis la lucru și ne-a dat sens și ne-a dat identitate este Creatorul Universului. Este cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Și este cel care, dacă vom avea curajul să-L urmăm, este cel care va putea realiza minunea salvării noastre, în primul rând. Minunea vieții veșnice. Este cel care ne poate scăpa de teama de moarte. Și este cel care poate face posibilă reîntâlnirea cu bunicul la care am ținut atât de mult. Sau poate în cazul tău cu mama la care ai ținut atât de mult, sau tatăl pe care l-ai iubit, sau prietenul, sau prietena. Așadar, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.